Frați și surori, stimați prieteni, vă mulțumesc încă o dată pentru că în seara aceasta ați răspuns invitației Duhului Sfânt să fiți aici și în urma unui timp suficient de lung, de închinare, de rugăciune, inimile noastre sunt pregătite să se confrunte cu Evanghelia Mântuitoare a lui Iisus Hristos. Cartea aceasta nu este patrimoniu Bisericii Betania, aceasta este scrisoarea de iubire a lui Dumnezeu pentru viața mea și pentru viața dumitale. Și în seara aceasta te-am invitat să fii aici, ca să-ți spunem că alături de noi ai nevoie de mântuirea sufletului. Că viața se va sfârși într-o zi, probabil în ziua în care te aștepți cel mai puțin. Și atunci vei rămânea doar cu ceea ce poți primi în seara aceasta, nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Nu prin forme și tradiții, ci prin credință. De la Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos. Mesajul Domnului din seara aceasta pentru fiecare dintre noi l-am intitulat Cât de departe ești tu de Egipt? În buletinul duminical, dacă vreți, aveți o fișă de predică pe care vă puteți scrie gândurile pe care Domnul probabil că vi le va spune în seara aceasta. Am citit de la 1 Corinteni capitolul 10, pilde din Vechiul Testament. Și ceea ce mă surprinde aici este faptul că oamenii aceștia, generația aceasta de oameni, care a avut atâtea experiențe frumoase cu Dumnezeu, în prezența cărora s-au întâmplat atâtea minuni, atâtea miracole, totuși, Biblia ne spune în versetul 5, totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Dar în versetul 6, cuvântul Domnului spune, ceea ce s-a întâmplat lor, s-a întâmplat ca să fie un exemplu pentru voi și să înțelegeți că relația spirituală cu Dumnezeu este un lucru serios de care trebuie să deveniți responsabili în mod conștient, personal și voluntar. Am citit textul acesta, care este o prezentare a apostolului Pavel către biserica din Corint, a unor întâmplări de mult apuse din Vechiul Testament și Pavel vrea să învețe pe oamenii din generația lui oferindu-le exemplul celor din generațiile trecute și mai apoi spune în încheiere învățați de la ei ca să nu vi se întâmple nenorocirea întâmplată lor, nu repetați greșeala lor și nu călcați strâmb așa cum au călcat ei. De fapt, ce s-a întâmplat atunci în trecut? Despre ce pilde le vorbește Pavel generației lui din Corint? El le vorbește despre evenimente întâmplate de demult, consemnate în Biblie în cea de-a doua carte între cele 66, respectiv ieșirea, Exod. Când Israelul era prizonier în Egipt, marele imperiu al vremii, și Dumnezeu pregătește ieșirea acestei națiuni chinuite din prizonieratul egiptean. Pregătește pentru ei o țară, dar și un drum lung. Pregătește un bărbat special, folosit ca și lider, ca și căpetenie, ca să-i scoată de acolo. Și Pavel le vorbește despre ieșirea aceasta cu toate miracolele ei, cu toate eșecurile și succesele ei și în concluzie le spune, aceste lucruri vi le aduc aminte pentru ca să luați din evenimentele acestea partea pozitivă și să o repetați, dar să nu repetați partea negativă. După 2000 de ani, ca și Pavel, și eu fac cu conștiința fiecăruia dintre noi același lucru. Repet pildele de atunci, pentru ca noi să înțelegem că istoria se repetă cu fiecare dintre noi. Și pentru că seara aceasta este o seară de evangelizare, mesajul meu nu se va îndrepta în mod special spre cei mântuiți ca să-i ridice, să-i consolideze și să îi conducă spre maturizare, ci se va îndrepta în mod special pentru categoria de oameni care din anumite motive nu au luat o decizie personală, conștientă și voluntară la inițiativa lor de împăcare reală prin credință cu Dumnezeu Tatăl în numele lui Iisus Hristos. Oameni care au amânat decizia aceasta din anumite motive. Oameni care, ca și noi, deseori vin la biserică, dar încă n-au intrat într-o relație de contract,
de legământ personal, ca și în căsătorie, printr-un contract unde spui da, asumându-ți responsabilitatea. Către această categorie de oameni, în primul rând, mă îndrept în seara aceasta, dar nu numai. Și vreau să spun, făcând o paralelă între evenimentele de mult apuse ale celei de-a doua cărți, Exod, pe care le prezint simbolizându-le cu evenimente care vreau să se întâmple în viața noastră astăzi. Despre ce este vorba? Imperiul egiptean de atunci este simbolul lumii de astăzi. Faraon, președintele acestui imperiu, împăratul acestui imperiu de atunci, este simbolul diavolului. Moise, omul lui Dumnezeu, este simbolul Domnului Iisus în calitate de eliberator. Poporul de atunci, prizonier, asuprit, bătut și chinuit, este simbolul oamenilor din lume care, deși sunt realizați în plan profesional, financiar, intelectual, material, sunt dominați de o forță ce nu pot învinge și mint când nu vor să mintă. Înșeală când nu vor să înșele. Fură când nu vor să fure și fac multe alte lucruri împotriva propriei conștiințe. Promit că renunță la droguri, alcool, femei, jocuri de noroc, tutun și mâine o iau din nou de la capăt, pentru că o forță mai mare decât voința lor îi ține robi, îi ține prizonieri, ai unor obiceiuri care se repetă obsedant și rușinos. Și națiunea aceea de atunci, robită în Imperiul Egiptean, este simbolul acestei generații de oameni care, deși vor să fie buni creștini, nu pot. Trăiesc practicând obiceiuri murdare cu care ofensează justiția lui Dumnezeu. Apoi, ieșirea din Egipt și drumul pustiei spre țara promisă simbolizează întoarcerea la Dumnezeu și așezarea pe drumul spre cer, cu toată pustietatea, cu toate încercările, cu toate primejdiile și cu toate piedicile care le implică asta, mergând spre Canaan, spre cerul lui Dumnezeu. Atunci, diavolul s-a opus poporului să iasă din Egipt. Astăzi, același dușman se opune oamenilor din generația noastră să iasă din lume, din păcat, din moarte și de sub incidența păcatului lor, iadul. Dacă în această seară ești aici, dragul meu prieten, făcându-ți timp pentru sufletul tău, vreau să-ți spun că Dumnezeu este pregătit să îți vorbească, să comunice cu tine. Dumnezeu este pregătit, pentru că El te-a convins să fii aici, să vorbească conștiinței tale. Și dincolo de lucrurile pe care le știi, dincolo de lucrurile care îți place să le auzi sau nu, Dumnezeu vrea să-ți vorbească pentru că te iubește. El e în afara timpului, peste El nu trece timpul ca peste noi, însă fiecare zi pe care o trăim se consumă din numărul de zile care ne este dat și într-o zi vor ajunge la sfârșit și de atunci încolo nu mai poți face nimic. De aceea, seara aceasta e momentul potrivit pentru mine și pentru tine. Haideți să privim în a doua carte evenimente pe care Pavel atunci le spunea ca pilde, exemple din trecut și pe care eu le repet ca pe aceleași exemple din trecut și să observăm câteva lucruri. În primul rând, aș vrea să observăm în a doua carte a Bibliei, în Exod, faptul că Dumnezeu, din dragoste, inițiază ieșirea prizonierilor de sub asuprirea egiptenilor, un imperiu puternic care domina în mod nemilos. Și ținea pe oamenii aceștia prizonieri, oameni care erau bătuți crunt, oameni care nu aveau dreptul să nască copii, mai ales de parte bărbătească, pentru că se înmulțeau și deveneau o amenințare pentru imperiul care domina. Oameni care erau asupriți și puși să muncească ca niște mașini umane pentru toate lucrările imperiului, probabil pentru piramidele care sunt una dintre cele 7 minuni antice ale vremii noastre. Și în capitolul 3 din a doua carte a Bibliei, respectiv Exod, în versetul 7, Dumnezeu spune:
am văzut asuprirea poporului meu, care este în Egipt. Am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor, căci îi cunosc durerile. Dragul meu prieten, Dumnezeu îți cunoaște frământarea conștiinței care te frământă înainte să adormi și când te trezești, pentru păcatele care le repeți, măcar că ai promis de mult că o să te oprești și n-ai reușit. Dumnezeu îți cunoaște durerea sufletului că nu te poți opri de la păcatele care au devenit un automatism comportamental, un obicei care probabil te-a despărțit de părinți, de tovarășul de viață, de copii sau de multe alte succese la care puteai să ajungi. Dumnezeu îți cunoaște frământarea, Dumnezeu îți cunoaște frustrarea, Dumnezeu îți cunoaște falimentul. Dumnezeu știe că în ciuda faptului că în public vrei să par puternic și realizat, dincolo de viața publică, în spatele acestei aparențe este o inimă de om neîmplinită care plânge, care ori de câte ori este singură, devine tristă, neîmplinită și fără satisfacție. Este inima unui om care vede că nu se poate controla, că nu poate să fie condus la visurile la care speră și că printre degete îi se scurge tot ce are, viața. Dumnezeu îți cunoaște frământările acestea. Dumnezeu știe ce ai vrea să fii, dar nu poți. Știe Dumnezeu că există o forță mai mare decât tine, decât voința ta. O forță care te domină și care în fiecare zi te stăpânește și te are din nou și din nou și din nou, în mod obsedant. Și lui Dumnezeu i s-a făcut milă de tine. Dacă vei continua așa, când vei fi chemat la justiția lui Dumnezeu în ziua judecății, pentru faptele acestea pe care, deși nu vrei să le faci, le faci, Dumnezeu te va judeca și te va condamna cu singurul fel în care îi condamnă pe oamenii care în viața de pe pământ au trăit împotriva cărții lui, spunând: du-te de la mine, blestematule, pentru că nu te cunosc, în focul cel veșnic. Pentru că Dumnezeu nu vrea să ajungi acolo, pentru că te iubește. Pentru că Dumnezeu vrea să împartă veșnicia cu mine și cu tine. Dumnezeu te-a invitat în această seară aici și îți spune: eu cunosc frustrarea ta. Eu cunosc durerea și neîmplinirea ta. Eu știu că tu vrei, dar nu poți. Eu știu că puterea care te stăpânește este mai mare decât tine, dar este mai mică decât mine. De aceea ascultă-mă. Eu am organizat un plan de ieșire pentru tine. Eu am organizat o soluție ca tu să devii liber. Vreau să te scot din prizonieratul acesta. Vreau să te scot de sub autoritatea aceasta care te domină. Vreau să te smulg din obiceiul acesta care te are. Vreau să te fac liber. Vreau să-ți redau libertatea de a face ce vrei tu, nu ce vrea puterea care te stăpânește. În primul rând, în această seară, vreau să observăm că Moise, pus de Dumnezeu, vrea să scoată poporul din Egipt. La inițiativa lui Dumnezeu, din dragoste, Dumnezeu îl pune pe Moise să scoată poporul din Egipt. Pentru că lui Dumnezeu îi era milă de oamenii aceștia neîmpliniți, care erau robiți și dominați. Numai că, dincolo de intenția lui Dumnezeu, dincolo de acceptarea poporului, dincolo de organizarea lui Moise, se confruntă cu o mare problemă. În al doilea rând, Faraon, care era împăratul acestui imperiu, nu lasă poporul pe care îl folosea pe gratis, în calitate de robi, nu îl lasă să iasă, nu îi permite să plece, nu îl lasă. Deși Moise, pus de Dumnezeu, alături de fratele său, merg la Faraon și în capitolul 5, versetul 1, Moise spune: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un prasnic în cinstea mea. Lasă-l să meargă 3 zile prin pustie, lasă-l să se îndepărteze de Egipt, de imperiul tău, de oraș, de viața cotidiană și acolo în singurătate să-l întâlnească pe Dumnezeu și acolo să se închine în cinstea Domnului. Numai că Faraon ia atitudine și priviți versetul 2. Faraon răspunde: cine este Domnul ca să ascult eu, marele împărat al marelui imperiu? Cine este Domnul ca să ascult eu de glasul lui? Eu nu-l cunosc pe Domnul, de aceea decid, nu îl las pe Israel să plece, să rămână rob, să rămână neîmplinit, să rămână asuprit și nefericit, să n-aibă dreptul să nască, să nu fie fericit niciodată, să rămână veșnic trist și bătut și muncit pe de gratis.
Faraon ia această decizie nedreaptă, profitând de dreptul lui de împărat, dar împotrivindu-se deciziei lui Dumnezeu pentru nenorocirea acestui popor care era prizonier. Observați că Faraon se opune. Aș vrea să spun în seara aceasta, dragul meu prieten, Dumnezeu te cheamă la mântuire, însă diavolul se opune ca să vii. Așa cum în vremea aceea s-a opus ca poporul să nu iasă, ci să rămână în continuare rob, nefericit și neîmplinit, așa în seara aceasta vrea ca eu și tu să nu ne apropiem de Dumnezeu, să nu accepți mântuirea lui Dumnezeu și să rămâi departe, nefericit și neîmplinit. El vrea să te țină acolo și prin diferite metode îți va spune nu. Ori trimite un prieten să-ți spună, băi, dar n-ai minte, n-ai stat tu bine până acum așa cum ai stat, n-ai fost tu fericit, n-ai ajuns tu în America, n-ai primit tu cetățenie, n-ai avut tu binecuvântări, ce-ți mai lipsește? Ce te-a apucat să iei decizia aceasta la vârsta asta? Ce o să zică soția ta? Ce o să zică soțul tău? Ce o să zică vecinii, prietenii, părinții din țară? O să creadă că cine știe pe ce drum ai apucat? O să aibă rezerve față de tine? O să te disprețuiască? O să te ironizeze? Nu faci bine ce faci. Dacă în seara aceasta te vei hotărâ să te apropii de Iisus, să-ți deschizi inima și să accepți mântuirea Lui, va găsi diavolul pe cineva care să-L trimită la tine și să-ți spună, nu este bine ceea ce faci. Nu este bine că te duci la Betania. Nu este bine că iei decizia să citești Biblia. Nu faci bine că ai luat un calendar de citire a Bibliei într-un an de zile. Nu faci bine că te duci lunea la studiu și marțea la rugăciune. Nu faci bine că intenționezi duminica viitoare să fii din nou. Nu faci bine. Mai bine te-ai duce într-o discotecă să te simți bine. Mai bine te-ai duce și te-ai simți bine într-un fel. De ce te duci acolo? Ce rost are? Va trimite diavolul pe cineva să-ți spună lucrurile astea, să te descurajeze. S-ar putea să spună chiar partenerul de viață. S-ar putea să te amenințe spunând, ascultă-mă, dacă te pocăiești vei avea probleme cu mine. S-ar putea părinții să te amenințe și să-ți spună, ne-ai făcut de rușine, sau copiii spunându-ți aceleași lucruri. Un lucru e clar, diavolul va trimite pe cineva să-ți spună, nu este bine ce vrei să faci. Observați una dintre metodele pe care le folosește el, versetul 7 din același capitol. Să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singur să strângă paie. Totuși, să le cereați același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte, să nu le scădeți nimic din ele, că sunt niște leneși, de aceea strigă mereu, haide să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Atenție, versetul 9, să se dea mult de lucru acestor oameni, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Ține-i la lucru cât poți, cât mai de dimineață și până cât mai târziu. Și când ajung acasă să mai mănânce un sandwich, dacă nu-l mănâncă în drum de la McDonald's, și să cadă frânți. Și a doua zi din nou la paie și din nou la cărămizi. Și a treia zi la fel. Nu le da liber că ăștia merg la biserică. Nu-i lăsa liber că ăștia citesc Biblia. Nu-i lăsa liber că ăștia se roagă. Nu-i lăsa liber că ăștia se gândesc la Dumnezeu și la cer și la rai. Dar ia-le timpul, ia-le timpul. Fă-i cât mai ocupați. Și chiar dacă vor vrea să meargă la biserică, nu vor avea timp. Chiar dacă vor vrea să citească Biblia, nu vor avea timp. Poate să-i cere păstorul și părinții cât vor. Ei nu vor avea timp, pentru că sunt ocupați. Ține-i cât mai ocupați posibil. Noi ni se pare, în secolul 21, că numai noi suntem ocupați, că până astăzi oamenii au fost liberi. Însă cu 4.000 de ani în urmă, oamenii au fost la fel de ocupați ca noi. Pentru că a existat un dușman care ne-a luat timpul în care trebuia să ne rugăm, să citim Biblia, să medităm, să facem repetiții, să venim în sanctuar și să ne închinăm și să ne ocupăm de viața noastră spirituală. Este cineva care știe că dacă ne ia timpul, ne ia totul. Și dacă avem timp, îl avem pe Dumnezeu. Nu ne putem închina lui Dumnezeu în afara timpului. Dragul meu prieten, fă-ți timp să te rogi. Fă-ți timp să citești Biblia. Fă-ți timp să vii la biserică. Fă-ți timp să te gândești la Dumnezeu. Vei avea beneficii dacă vei face așa. Nu eu voi avea, dumneata personal vei avea, pentru că te vei pregăti să mergi în cer. Diavolul spune, ia-i timpul și dacă i-ai luat timpul, i-ai luat totul. Dumnezeu spune, fă-ți timp, fă-ți timp. Dacă nu ai timp să te rogi, fă-ți. Dacă nu ai timp să vii la biserică, fă-ți. Pentru că lucrurile pe care vrei să le faci, vei avea întotdeauna timp să le faci. Observați că diavolul îi interzice poporului să iasă în pustie și să se închine Domnului. Însă Moise, care știa ce vrea,
Îi spune Faraon, tu nu ai dreptul să ne oprești. Ai drepturi doar să ne propui să nu ieșim, dar noi nu ținem cont de propunerea ta. Noi trecem peste propunerea ta. Tu nu ne poți opri, tu ne poți doar propune, dar noi nu mai ascultăm. A venit vremea să ascultăm de Dumnezeu. Destul că până astăzi n-am ascultat de Dumnezeu. Am ascultat de instinctele mele, am ascultat de poftele mele, de prietenii mei, de obiceiurile mele, dar n-am ascultat de Dumnezeu. Seara aceasta a pregătit-o Dumnezeu pentru mine și eu vreau să ascult de El. Eu vreau să-mi deschid inima pentru cer, pentru Dumnezeu și pentru sufletul meu. Vreau în sfârșit să mă ocup de mine. Văzând Faraon că nu are succes, el schimbă metoda, schimbă piedica, schimbă felul în care încearcă să-i oprească. Și privim în cuvântul Domnului, în capitolul 8, versetul 25, pentru că Moise refuză propunerea lui Faraon, trecând peste ea. Faraon schimbă tactica. Și în capitolul 8, versetul 25, el îi oferă o altă soluție lui Moise și prin Moise poporului, spunându-i. Faraon a chemat din nou pe Moise și pe Aaron și le-a zis, vreți să aduceți jertfe? Da. Da, bine, dacă vreți să aduceți jertfe, aduceți jertfe aici în Egipt. De ce trebuie să ieșiți din țară, să vă expuneți la soare, la nisip, să mergeți 3 zile fără apă? De ce să vă osteniți și să vă duceți în pustie să vă închinați? Dacă vreți să vă închinați, închinați-vă aici în țară. Uite, eu aici fac un loc larg, pun niște ostași să vă protejeze și aveți toată libertatea să vă închinați, dar aici în Egipt. Când Evanghelia lui Iisus Hristos te va chema să vii la Dumnezeu, prin credință să te căiești de trecutul păcătos când ai trăit singur, fără Dumnezeu, atunci diavolul, dacă nu te poate opri, vine cu sugestia numărul 2 și spune, vrei să te întorci la Dumnezeu? Bine, atunci întoarce-te în religia ta. De ce e nevoie să te duci la Betania? Unde te-ai dus până acum? Du-te și de acum încolo. Ce, acasă nu poți să citești Biblia? Acasă nu te poți ruga? Acasă nu poți să postești? Ce trebuie să te aduci acolo să-i asculți pe alții? Tu nu știi că nici ei nu sunt cum spus să fie? De ce nu rămâi tu cum ai fost până acum? Închină-te în Egipt! Dacă tot vrei să te închini, închină-te în Egipt! Nu ieși însă din religia ta! Nu ieși însă din tradiția și din formele tale. Rămâi acolo, decât că fă-te puțin mai bun. Dumnezeu i-a spus lui Moise să ieșiți din Egipt, pentru că nu obiceiurile voastre sunt problema, ci anturajul Egiptului e problema. Obiceiurile urâte pe care le aveți le-a format anturajul în care ați trăit până acum. Presiunea din exterior, din mediul înconjurător, va afecta negativ. Voi trebuie să ieșiți de aici. Mediul în care trăiți e otrăvit. Voi trebuie să ieșiți de aici. Trebuie să mergeți într-un loc unde este Dumnezeu. În Egipt, nu-i Dumnezeu. În Egipt sunt idoli. În Egipt e un alt rege, Faraon. Adevăratul rege nu este acolo. Voi trebuie să ieșiți de aici, să mergeți în pustie și acolo să vă închinați lui Dumnezeu. Faraon însă vine cu o ofertă pe care mulți alții o acceptă. Dacă vrei să te întorci la Dumnezeu, dacă vrei să devii mai bun, nu ieși tu din religia ta, rămâi acolo, decât că fii un pic mai atent, mai grijuliu, mai citește din când în când Biblia, mai fă o rugăciune, mai du-te din când în când pe la biserică, încearcă să-ți îmbunătățești puțin viața, dar nu e nevoie de o schimbare radicală. Dacă vei vrea în seara aceasta să accepți mântuirea lui Dumnezeu, diavolul, dacă nu reușește cu prima soluție, va veni cu a doua. Și îți va spune, tu stai bine unde stai, stai liniștit că nu-i nicio problemă, doar ia-ți o Biblie și citește din când în când acasă, nu trebuie să vii aici, nu trebuie să ai o viață spirituală, nu trebuie să fii serios cu viața ta spirituală, nu trebuie să mănânci în fiecare zi hrana spirituală, nu, ci din când în când. Diavolul va veni cu această sugestie. Observați că Moise n-a acceptat-o. Și în al treilea rând, pentru că Moise nu acceptă soluția, propunerea lui Faraon, Faraon încearcă o altă metodă și spune, Moise, priviți versetul 28 din același capitol, vreți să plecați? Nu vreți să vă închinați aici în Egipt? Nu? Bine, eu vă las să plecați, însă vă dau o sugestie, mă, oameni buni, nu mergeți 3 zile prin pustie, depărtându-vă de capitală, depărtându-vă de țară, depărtându-vă de oameni, de calabalâcurile pe care le aveți. Nu vă depărtați atât de mult, ci rămâneți aproape. Citiți versetul 28. Numai nu vă depărtați prea mult, rămâneți lângă ziduri, rămâneți lângă poarta cetății. Rămâneți aici aproape ca să vă am eu un vizor.
Dacă diavolul nu reușește să te oprească, atunci îți propune, vrei să devii mai bun? Devino aici. Dacă nu reușește să te oprească și tot vrei să pleci, vrei să ieși din modul acesta de viață păcătos, diavolul îți face oferta numărul 3 și îți spune, vrei să ieși? Bine, eu te las să ieși, dar nu te depărta prea mult. Nu lua prea în serios. Nu lua prea în serios acum cu rugăciunea, cu cititul Bibliei. Nu te duce prea departe de cum ai fost odată. Ci fă niște mici modificări doar. Rămâi undeva în zonă. Rămâi undeva în zonă pentru ca eu să te văd și să te afectez în continuare. Eu să te văd și să te supraveghez în continuare. Să-ți mai arăt de pe ziduri o femeie frumoasă, să-ți mai arăt de pe ziduri alte lucruri cu care să te ispitesc. Nu te depărta mult, rămâi aici aproape. Dacă diavolul nu ne poate opri să ieșim, atunci vrea să ne oprească să ne schimbăm cum trebuie, să ne schimbăm radical, să devenim sfinți. Și ne spune el, ieșiți, dar nu de tot. Schimbați-vă, dar nu de tot. Nu luați prea în serios, se poate și așa. Se poate și cu un pic de compromis. Se poate și cu un pic de... Se poate. Nu credeți voi că este chiar așa? Se poate. Și pentru că asta ne place, rămânem undeva în zonă. Dar tot lângă Egipt, tot lângă mirosul lui, tot lângă imaginile lui, tot afectați de el, tot pus la cale de el. Moise știa asta. Și îi spune lui Faraon, nu, Dumnezeu a știut ce a spus când a spus 3 zile să mergeți prin pustie, nu să rămâneți lângă cetate, să mergeți prin pustie până când nu se mai vede Egiptul, nu să rămâneți lângă zidurile lui, nu, ci să vă depărtați de el să nu se mai vadă deloc. Faraon, văzând presiunea, insistența, seriozitatea lui Moise și a poporului, merge mai departe căutând o altă tehnică să-i oprească. Și în capitolul 10, versetul 10 și versetul 11, Faraon îi spune, așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri. Luați seama căci este rău ce aveți de gând să faceți. Nu, nu. Dacă vreți să vă duceți, uite, eu vă las să vă duceți 3 zile cum ați vrut voi, dar nu vă luați copiii cu voi. Nu luați familia cu voi. Familia să rămână în Egipt. Duceți-vă numai voi singuri. Familia, copiii, lăsați-i în Egipt ca să am eu grijă de ei. Vreau să-i educ în spiritul meu. Vreau să pun logofeții să le cânte și să-i învăț să joace. Vreau să le pun logofeții să cânte și să-i învăț să danseze. Vreau să îi trimit pe logofeții mei și să-i ia și să-i duc în piață, să-i învăț ce trebuie. Lasă copiii în Egipt, că am eu grijă de ei. Tu dacă vrei să te duci la biserică, du-te. Nu numai 3 zile, du-te 30 de zile, dar pe copiii lași în Egipt. Copiii lasă-mi mie, că am eu grijă de ei. Stai pe bancă în seara aceasta și asculți. Știu că întrebarea care urmează să-ți o pun doare. Dar oricum întrebarea aceasta există chiar dacă nu ți-o pun eu. Unde îți sunt copiii acum? Ești în casa Domnului, slăvit să fie Domnul pentru asta și felicitări pentru că te-ai luptat să fii aici. Însă, unde îți sunt copiii acum? Degeaba ieși. Dacă în urmă, acolo, bătuți de logofeți și puși la cale să învețe obiceiuri murdare și păcătoase, copiii ți-au rămas în Egipt. Și îi bat logofeți în fiecare zi și învață să fură, să mintă, să-și ucidă la rândul lor copiii, își bat joc de ei, le distruge viața, îi trăște într-o muncă nedreaptă, îi ține robi în continuare. Cum te poți bucura în această situație? Unde sunt copiii? De ce îi lași în Egipt? Eu pot să nu-ți pun această întrebare, însă ți-o pune realitatea, ți-o pune strigătul lor care sunt educați de o societate murdară, de un împărat păgân, de legi nedrepte, despărțiți de dragostea lui Dumnezeu. Într-o zi vei plânge că ți-ai permis să-i lași acolo. Într-o zi vei plânge pentru că i-ai dat pe mâna lui Faraon să-i educe. Într-o zi vei plânge pentru că nu i-ai luat cu tine să-i pui sub Evanghelia lui Iisus Hristos și sub autoritatea Duhului Dumnezeu. Într-o zi vei plânge. Moise
îi spune lui Faraon, Faraon, nu. Noi nu am făcut copii pentru tine, ci pentru noi și pentru Dumnezeu. Nu o să lăsăm niciodată copiii în Egipt ca tu să te bucuri de ei și să-i transformi în practicanți ai păcatului și ai obiceiurilor tale păcătoase. Noi ne luăm copiii cu noi. Este arșiță. Imaginați-vă narșița de atunci să-ți iei copilul cu tine. Ce aer condiționat, ce jus, ce apă, ce gheață, ce umbră, niște condiții primitive, însă mai bine condiții primitive cu Dumnezeu decât confort cu diavolul și cu păcatul. Și Moise spune poporului, nu, ne luăm copiii cu noi, oricât de greu ar fi. Chiar dacă deranjează, ne luăm cu noi. Chiar dacă este greu și îi trezim de vreme, îi luăm cu noi. Pentru că copiii noștri să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă lucrările lui Dumnezeu, să vadă minunile lui Dumnezeu, ne luăm copiii cu noi. Faraon nu se dă însă bătut. El încearcă pentru că atâta știe să facă. Își joacă ultima carte. Și în același capitol, versetul 24, cuvântul Domnului spune: vreți să plecați cu familia? Duceți-vă. Vreți să vă luați nevestele? Luați-le. Vreți să vă luați copiii? Luați-i. Însă am o altă propunere. Duceți-vă și slujiți Domnului. Să nu rămână în țară decât oile și boi. Copiii pot merge împreună cu voi, dar proprietățile, averea, cardul, portofelul, pe aceștia le lăsați aici că eu le administrez. Luați-vă copiii și duceți-vă unde vreți. Nu 3 zile, 3 luni să mergeți. Dar boii, oile, măgarii, tot ce este al vostru, lăsați aici în Egipt. Și când veți merge în pustie și va spune Dumnezeu, aduceți jertfe, să-i spuneți, n-am. Și când va spune Dumnezeu, dă din ce ai, tu să-i răspunzi, n-am. Dar unde este ce ți-am dat? În Egipt? În Egipt? Dar ce cauți tu aici și averea ta în Egipt? Păi așa m-a învățat Faraon. Dar cine-i Dumnezeul tău, Faraon sau eu? Sunt astăzi mulți care încearcă să fie mai buni în Egipt. Sunt alții care au ieșit din Egipt, dar stau undeva pe lângă ziduri și ascultă tot muzica din capitală. Sunt alții care au plecat, dar nevestele, bărbații sau copiii fac în continuare cărămizi și ei s-au obișnuit cu această tristă realitate. Alții însă au ieșit cu toată familia, dar ori de câte ori e nevoie să facă ceva pentru Dumnezeu, ei spun, îmi pare rău, dar eu nu am. Nu am. Banii mei i-am lăsat la Faraon. Faraon trebuie să semneze dacă vrea un cec. Faraon trebuie să semneze dacă am nevoie de un ban. Eu n-am dreptul să-mi cheltuiesc banii cum vreau eu, că sunt în Egipt. Cum se face că pentru noi și copiii noștri avem întotdeauna? Iar dacă este nevoie să plătim un mortgage, dacă este nevoie să plătim curent, dacă e nevoie să facem o investiție, dăm din colț în colț și tot felul de anunțuri, care de care mai jenante, frați și surori, vă rugăm frumos, frați și surori, vă rugăm frumos. Când spun că este nevoie pentru casa Domnului, să nu înțelegeți că este nevoie pentru mine. Să nu înțelegeți că este nevoie pentru fratele sau pentru fratele. Este nevoie pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Boii noștri trebuie să fie cu noi. Și dacă vrem să aducem o jertfă de bun miros, punem mâna pe un bou, îl omorâm în numele Domnului și îl aducem jertfă pentru Dumnezeul nostru. De-aia ne-a dat Dumnezeu boi, să-i aducem jertfă pentru El. De-aia ne-a dat Dumnezeu animale, să le jertfim pentru onoarea Lui. De-aia ne-a dat Dumnezeu posibilități, pentru ca la nevoie să le administrăm pentru lucrarea Lui. Însă Faraon vine și îmi spune, nu te lăsa, tu știi cât ai muncit pentru banii ăia. Tu te uiți la ăla că nu face nici tu. Nu face nici tu. Fii tare, fii inteligent. Lasă-ți proprietatea în Egipt, că Faraon nu ți-o cheltuie. Nu-o lua cu tine, că îți vor propune ăia, ia mai taie tu un berbec, ia mai taie tu un bou. Lasă-o acolo, că acolo e întreagă, e păzită. În seara aceasta aș vrea să închei. Pentru că este 8 și
13 minute. Însă în aceste 2 minute pe care le mai am și când s-a încheiat predica mea, vreau să fac o aplicație practică și să te întreb, dragul meu prieten care ești aici. Ești în Egipt sau afară? Dacă ești în Egipt, ești cea mai nefericită persoană. Dumnezeu nu este acolo. Mântuirea Lui nu este acolo. Singurul Domn care este acolo, știi cine este. Te rog în seara aceasta, pentru sufletul tău, ești în Egipt. Este inițiativa lui Dumnezeu, pe cheltuiala lui Dumnezeu, în numele celui pe care Dumnezeu l-a pus să fie eliberator, să stea în frunte și să te scoată, să vorbească pentru tine, să se lupte pentru tine. Acceptă în seara aceasta să ieși din Egipt. Nu rămâne acolo pentru că vei merge în iad, vei fi mereu nefericit, vei fi mereu trist și frustrat. Dar dacă totuși ai ieșit, te întreb, cât de departe ești de Egipt? Nu cumva ești chiar lângă ziduri? Ai și obiceiuri cu Dumnezeu? Ai și obiceiuri din Egipt? Cât de departe ești de Egipt? Nu cumva ești aproape? Dacă totuși ai ieșit din Egipt, vreau să te întreb, copiii ți-ai luat? Dacă tot ai ieșit din Egipt și ți-ai luat familia, vreau să te întreb, averile ți le-ai luat? Banii pe care ai muncit ziua și noaptea de te-ai îmbolnăvit, îți sunt aici în buzunar și îi poți cheltui când vrei și pentru ce vrei? Sau un duh de lăcomie îți spune, nu, ține-i pentru vremuri grele. Iar lucrarea lui Dumnezeu este făcută cu bănuțul orfanului și al văduvei. Răspunde în seara aceasta, dragul meu prieten, care ai venit să te închini, cât de departe ești de Egipt? Ești în Egipt sau afară? Iar dacă ești afară, cât ești de departe? Uite-te înapoi spre cetate, îi se mai văd turnurile? Îi se mai văd femeile frumos parfumate care trec pe lângă tine și îți spun vorbe dulci? Sau ești departe în pustie și nu se vede decât Dumnezeul care a venit să îi te închini și să îi slujești? Cât de departe ești de Egipt? Vreau să spun în seara aceasta în concluzie că poporul acesta a vrut să rămână în Egipt pentru că era obișnuit cu robia, se obișnuise așa. În al doilea rând, el nu știa că poate fi liber. În al treilea rând, erau prea comozi ca să plătească prețul ieșirii, mergând pe drumul pustiei spre Canaan. Mai bine cu murături și cu castraveți. Mai mult de atât, erau descurajați de prezența unor oameni pe care Biblia îi numește în Exod, capitolul 12, versetul 38, oameni de nimic, care ieșise împreună cu poporul. Sau în Numeri, capitolul 11, versetul 4, o adunătură de oameni. Oamenii ăștia de nimic, un grup de oameni de nimic, o adunătură de oameni, erau un popor. Erau cu prizonierii aceștia care au ieșit. Și aceștia îi determinau pe cei ce vroiau să iasă să li se moaie inima și să nu aibă încredere în misiunea aceasta. Pentru că ei făceau tot felul de prostii și de dezordine, iar cei ce erau chemați spuneau, nu prezintă garanție pentru mine convoiul ăsta de oameni. Uite cum se comportă, să mă duc cu ei? Nu tot poporul era așa, doar un grup. Însă aceștia făceau suficientă gălăgie să dea impresia că toți sunt ca ei. Iar poporul din Egipt avea inima moale și spunea, noi nu mergem cu ei. Acum, înainte să ne despărțim, dragul meu prieten, te mai întreb încă o dată în încheiere, ești în Egipt sau afară? Aceasta nu este o problemă de business, aceasta nu e o problemă de hobby, aceasta este o problemă de viață și de moarte. Unde ți este sufletul? Este asigurat în mâna lui Dumnezeu sau este încă rob în Egipt? Unde ți este sufletul? Dacă ai ieșit din Egipt, cât de departe ești? Ești în pustie cu Dumnezeu sau dai târcoale la fosta cetate? Vreau în seara aceasta să-ți spun, ai nevoie să te hotărăști, să ieși din Egipt și să mergi cu Moise până te întâlnești cu Dumnezeu și apoi să o iei pe drumul pustiei și să mergi spre Canaan, ani în șir să mergi prin soare, ani în șir să mergi prin nașiță, pentru că mergi spre Canaan. Mergi spre binele tău și să ai copiii cu tine, să-i ții de mână, să ai familia cu tine și tot timpul să te uiți să fie cu tine, să nu-i lași niciodată. Privește în Zareb că se vede Canaanul, se văd palmierii, se vede locul unde te așteaptă Dumnezeu, unde ți-a promis lapte și miere. Dumnezeu vrea să te ducă acolo, Dumnezeu vrea să fii fericit, Dumnezeu vrea să ai demnitatea de a face doar ce trebuie, Dumnezeu vrea să fii liber,
Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Dumnezeu vrea să ai pace în suflet, înțelegere în familie. Dumnezeu vrea să fie cu tine, vrea să te protejeze, vrea să te vindece, vrea să te întărească, vrea să te mângâie. Dumnezeu vrea să te facă fiul său. Dumnezeu vrea să-ți dea un nume nou. Dumnezeu vrea să te ducă în cer. Dar pentru aceasta acceptă pe Iisus care este eliberatorul. Așează-te în spatele Lui și ascultă când îți spune, dacă vrea cineva să vină după mine, să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi și să vină după mine. Dacă în seara aceasta te-ai săturat de Egipt, dacă te-ai săturat de frustrare, de bătaie, de copii morți, de nefericire, de gândul că te va pedepsi Dumnezeu, în seara aceasta un tren pleacă de aici, e trenul veșniciei. Un mântuitor încă mai stă să te aștepte, este Hristos Domnul. Și El se adresează conștiinței tale și îți spune, eu vreau să fiu cu tine în cer. Eu vreau să iert păcatele tale, eu vreau să vindec trupul tău, eu vreau să iau familia ta, copiii tăi și să-i duc pe toți cu mine. Vreau să fac fericită casa ta. Haideți să ne ridicăm în seara aceasta în picioare. Să stăm înaintea Domnului pentru că suntem doar niște muritori. Și momentele acestea sunt doar momentele vieții noastre, scurtă și plină de necazuri. Mă adresez conștiinței tale, omului Dumnezeu care ești aici. Prietene drag, ale alergi prin Egiptul acestei lumi neîmplinit, întristat și dezamăgit. În seara aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos este aici. Vrea să te ia de mână, vrea să șteargă lacrima ta, vrea să-și pună mâna Lui protectoare peste tine, vrea să te întrebe ca odinioară pe Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Care este problema ta? Vrea să-ți ierte păcatele și să te ducă în cer. Omule, pe tine și casa ta vrea Dumnezeu să te ducă în cer. Dar pentru aceasta tu trebuie să-i spui da, nu în locul meu, în locul tău. Trebuie să te așezi în spatele Lui prin credință și trebuie să ai încredere în El. Va ști unde este Canaanul. Te va proteja pe drum. Va avea mâncare pentru tine. Când nu vei avea ce să mănânci, din cer va coborî mana. Când nu vei avea apă, din stâncă va scoate apa. Când vor veni șerpi, El va spune stop. Când vor veni problemele, El va spune stop. El se va ocupa de tine și de drumul tău. El se va ocupa de tine și de familia ta. Dar pentru aceasta trebuie să ai încredere în El. Să spui, Doamne, mă bazez pe calitatea ta de lider, de cel care merge în frunte, de mântuitor. Dragul meu prieten, aș vrea să mă rog pentru sufletul tău. Nu pentru că rugăciunea mea te iartă, ci pentru că rugăciunea ta te iartă, credința ta te iartă. Dar aș vrea să mă rog în locul tău de aici, de la microfon, pentru sufletul tău. Pentru decizia pe care o iei acum. Dacă tu nu te decizi acolo unde ești, în sală sau la balcon, rugăciunea mea n-are niciun efect. Dar dacă rugăciunea mea întâlnește credința ta și este de fapt rugăciunea ta, atunci Dumnezeu te va schimba în seara aceasta. Nu vei mai fi în Egipt, nu va mai avea faraon niciun drept, nu va mai avea nicio soluție pentru tine, ci vei ieși și vei fi liber. Aș vrea în seara aceasta să-mi permiți să mă rog pentru tine. Dragi prieteni, un singur minut vă cer. Un singur minut. Vă rog în timpul acesta să vă aplecați capetele. Vă rog în numele Domnului pe toți cei care sunteți aici să vă aplecați capetele. Și pe cei de la balcon, tineri sau bătrâni, permiteți-mi un moment în care vă invit să vă închideți ochii și să vă plecați capetele. Și acum în timp ce stați așa, aș vrea să vorbesc cu cei care în seara aceasta vor să iasă din Egipt, vor să fie liberi și să trăiască deplin cu Hristos. Dacă ești aici și vrei lucrul acesta, te rog, pentru câteva secunde, fă-mi un semn cu mâna ridicată, să știu unde ești, să mă rog pentru viața ta. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Și acum am să privesc în sală. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Tată care ești în ceruri,